vorbesc un pic despre așa un amalgam de elemente care se referă la învățământul deschis, la învățământul care este mix, deci învățământul care combină tehnologiile educaționale și tehnologiile online cu învățământul tradițional, deci care este cel care este dedicat celor care desfășoară învățământ tradițional și, bineînțeles, cu experiențele noastre digitale. Acest workshop, ca toate manifestările pe care le facem, de fapt, de anul trecut, se încadrează în aniversarea primului veac de învățământ universitar la Timișoara. Politehnica are onoarea de a fi prima universitate românească în Banat și sperăm ca până în noiembrie 2020, când chiar sărbătorim 100 de ani, să participați la cât mai multe evenimente interesante în universitate. Este parte și din săptămâna educației deschise. Veți vedea că sunt foarte multe link-uri pe care noi le-am tot utilizat în toate prezentările pe care le avem și care, de fapt, indică exact de unde puteți aflați mai multe informații, fiindcă noi pentru acest lucru construim aceste workshop-uri ca să aflați cât mai multe informații. Și poate unul dintre cele mai importante de aici sau mai interesante este cel al comunității de practică în Open Education, care este susținut de către Asociația Mondială Open Education Global și care conține foarte multe resurse. Dar în același timp, dacă mergeți pe site-ul openeducationweek.org, veți putea vedea că sunt mii de resurse și de elemente care arată varietatea educației deschise sau a uneltelor educației deschise la nivel mondial. Îmi să trec foarte repede peste câteva dintre ele. Împreună cu Sandra, acum un an și ceva, în decembrie 2018, am fost la Paris la un dintre evenimente organizate chiar de către Open Education Global, de către această asociație, în care noi, de fapt, am dezvoltat ceea ce se numește Open Education Roadmap, care este o structură pe care o folosesc la ora actuală aproape toate instituțiile, organizațiile, dar și grupurile profesionale sau grupurile mai mici de oameni, pentru a defini o politică în zona educației deschise. La acel link puteți o găsiți. Noi am mai organizat două workshop-uri în care am arătat cum se poate ea completa și probabil că vom mai face acest lucru. În noiembrie 2019, deci în urmă cu 3 luni, am făcut parte dintr-un grup care de aproape 2 ani de zile se întâlnește online și a reușit la Barcelona să se întâlnească și fizic, care a adunat aproape 100 și ceva de manager, fondator și CEO a tuturor celor mai mari și mai cunoscute sau mai mici companii care dezvolte elemente sau unelte pentru educație. Deci au fost toți cei pe care noi îi folosim de la Moodle, de la H5P, până la blogs, până la de toate, cei care au fondat acestea. Deci a fost o întâlnire la un nivel foarte înalt. De ce? Pentru că am dorit să putem să creăm ceea ce se numește Open Education Technology Global Group și care și-a stabilit niște principii de bază și asupra cărora doar atât doresc să spun că ceea ce își propune în special acest grup este să promoveze tehnologia de tip deschis. Fiindcă degeaba doresc să ai principii care să promoveze educația deschisă și educația liberă dacă nu este sprijinită și de către tehnologie. Educația la ora actuală fără tehnologie nu se mai poate întâmpla. Și dacă tehnologia este închisă, dacă tehnologia este proprietară și costă foarte mult, automat nu poți să reușești să faci educație de succes cu ea sau te costă mult mai mult. Și atunci, de fapt, contravine tuturor principiilor moderne ale educației în secolul 21. Și de aceea este un grup foarte mare de companii care propune soluții libere, deschise, soluții de sursă deschisă pentru tehnologiile care se folosesc. În America există o altă asociație foarte mare care se numește SPARC și care are foarte multe resurse educaționale libere și pe care le puteți folosi mai ales în domeniul ingineriei, dar și în domeniul medical. Deci, pentru cei care sunt în domeniul medical, la ei se regăsesc foarte multe resurse. Merlo este, să zicem, entitatea la nivel mondial care reunește sau are resurse educaționale libere din toate domeniile. Este o bibliotecă foarte mare online de peste câteva milioane de resurse la ora actuală și pe care, pe câteva dintre ele, care este interesant pentru noi cei din spațiul educațional politehnic, să zicem, le-a validat IEEE, deci a fost un grup foarte mare de specialiști din IEEE care și-au dedicat
din timpul lor, au făcut tot aceasta voluntar, în care au analizat și au validat calitativ o parte mare din aceste resurse educaționale pentru a putea și au spus unde pot fi ele folosite, în ce context. De cele mai multe ori, cu resursele educaționale libere, problema aceasta este. Eu n-am mai făcut aici niciun fel de definiție asupra lor, fiindcă fiind la a șaptea ediție a acestui workshop, am considerat că deja lucrurile se cam cunosc și oricum educația liberă și resursele educaționale deschise înseamnă de fapt posibilitatea de a putea utiliza și reutiliza un conținut care poate să fie de la text până la un element multimedia sau imagine, liber de mai multă lume, doar cu menționarea autorului și integrarea lor în orice structură educațională. De asemenea, Eden organizează în fiecare an foarte multe webinarii online. În această săptămână au fost 8 webinarii online care le puteți regăsi aici și care sunt complet din nou înregistrate cu toate prezentările online, deci sunt foarte multe resurse educaționale. Miercuri am gestionat 2, astăzi va mai fi unul de la ora 3. Mulți dintre speakerii care vor veni astăzi fac parte din grupul Eden, în care activez atât eu cât și Sandra. Toate aceste lucruri pe care noi le dezvoltăm și pe care noi le facem, le facem în anumite principii, fiindcă credem cu tărie că noi trebuie să pregătim viitoarea generație de ceea ce se numește creative creators, creatorii creativi. Adică sunt tinerii și nu numai tinerii, pentru că acest lucru se poate întâmpla și pentru cei care sunt peste 50 de ani, fără niciun fel de probleme, care doresc să utilizeze atât tehnologie, dar într-un scop, cum să spun, integrat și bine definit și care să-și urmărească o strategie foarte clară de a putea utiliza toate aceste elemente și abilități pentru, în engleză îi se zice the greater good, pentru binele general. Adică care pune mai presus decât, să zicem, interesul imediat sau viziunea doar de un an sau doi ani, o viziune mai largă, o viziune atât, să zicem, la nivel global sau național, dar și o viziune de perspectivă. Și, de exemplu, din această echipă de Creative Creators face parte inclusiv Greta Thunberg, nu? Care este o tânără de 16-18 ani, care luptă puternic pentru schimbarea climatică care ne afectează pe noi toți și pentru toate aceste întâmplări. Fără a avea asemenea tineri sau asemenea oameni, noi nu vom putea evolua. Și pentru aceasta, sarcina noastră ca și educatori este să-i formăm pe acești tineri, să-i încurajăm să ia acțiune și să își folosească creativitatea în diferite scopuri. Și asta este în special definit de către World Economic Forum, care este un forum care se întrunește de peste 40 de ani la Davos și este un think tank la nivel global care definește tendințe în mai multe domenii și pe care aici, fiindcă îi urmăresc de foarte multă vreme, v-am pus de fapt ce au gândit acum 15 ani sau care au fost considerate prioritățile în domeniul muncii, în domeniul abilităților necesare pentru piața muncii și ceea ce consideră acum. După cum vedeți, unele dintre ele au dispărut de tot și nu mai sunt disponibile sau nu mai sunt considerate prioritare și altele au devenit foarte prioritare. Adică creativitatea, abilitatea de a te coordona cu alții și de a lucra în echipă, abilitatea de a avea flexibilitate atât în gândire cât și în munca pe care o faci. Dar au fost lucruri care nu au existat acum 15 ani. Da? Și toate acestea, de fapt, fac ca ceea ce noi folosim, să zicem, tehnologia de zi cu zi, să ne permită să le putem integra într-un mod mult mai ușor. GIS, care este o asociație guvernamentală britanică care se ocupă în special de învățământ, deci de tehnicile educaționale în învățământ, au definit acum aproape 10 ani ceea ce se numește IT proficiency, deci abilitățile în domeniul IT pentru cadrele didactice și pentru studenți. Ele mai târziu le-au adaptat în ceea ce se numește digital literacy, adică abilitățile digitale și care, după cum vedeți, se regăsesc în mai multe componente care țin atât de abilitatea de a putea gestiona media, cât și de abilitatea de a putea integra tehnologie. Un alt coleg din Anglia, care este și el parte din Eden, a definit în 2012 ceea ce se numește competențele digitale
și pe care, după cum vedeți, el introduce ceea ce foarte puțin la acea vreme introduceau, partea de privacy, deci de confidențialitatea datelor, care a devenit foarte importantă în contextul actual și care poate să definească inclusiv cum facem noi educație și ce folosim noi în educație. Există un institut care face inteligența emoțională pentru copii și care a definit abilitățile de inteligență digitală, pardon, pentru copii. Mai târziu, ei s-au ocupat și de ceea ce se numește inteligența emoțională pentru copii și care efectuează niște teste și tot felul de modele care pot să fie integrate și de sfaturi și de, să zicem așa, abilități pe care tu poți să le folosești în educație pentru a îmbunătăți abilitățile digitale pentru copii. În Europa, Comisia Europeană, eu mă duc foarte repede că astea sunt numai așa de informare mai mult, Comisia Europeană a definit în urmă cu 2 ani ceea ce se numește Digital Education Action Plan și care are în total 11 acțiuni care sunt grupate pe 3 domenii foarte mari. Unul este de folosirea tehnologiei pentru educație și învățare sau cercetare, cealalt este dezvoltarea de abilități digitale, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru cei care lucrează de studenți și elevi. Și după aceea este cum poți să îmbunătățești educația bazându-te pe datele analitice pe care tu le culegi cu ajutorul tehnologiei mult mai ușor. Inclusiv noi facem acest lucru în Politehnică, prin campusul virtual culegem foarte multe date analitice care ne permit să ne dăm seama care este trendul, acumulându-le pe parcursul celor 15 ani de când funcționăm cu campusul virtual în această formulă, să zicem, bazat pe model și din care modulul de date analitice este foarte avansat, din ce în ce mai avansat, ne-a permis să putem să vedem care sunt trendurile și să putem să și pregătim cadrele didactice care folosesc campusul virtual în a-l utiliza corect, exact după ceea ce doresc studenții să urmărească. Foarte recent, în urmă cu doar 2 săptămâni, Comisia Europeană a lansat o nouă strategie pentru următorii 10 ani, care se numește Cum poți să construiești viitorul Europei digitale și care are foarte multe componente, dintre care România la unele dintre ele nu a aderat decât acum, am văzut acum 2 zile, de exemplu, componentele de inteligență artificială și de blockchain și de tehnologii distribuite, dar pe care să sperăm că pe viitor noi vom fi puțin mai impregnați în grupurile de lucru pentru a construi viitorul Europei digitale, pentru că avem specialiști și expertiză, dar din păcate totul se decide la nivel guvernamental, unde nu întotdeauna ajunge la cei de mai de jos, care chiar fac lucrurile astea și le fac bine. Și nu mă refer numai la universități, ci și la companii. De aproape 4 ani de zile, Comisia Europeană a definit competențele digitale pentru toată lumea, care au ajuns deja la varianta 2.1 și care sunt marcate pe 8 zone foarte cunoscute și foarte populare și care sunt foarte bine integrate să zicem, în mentalitatea omului. Ele sunt acestea, sunt împărțite pe mai multe componente, au definit împreună cu cea de fapt un CV, deci exact CV-ul acela, Europass, pe care îl știe toată lumea, de 2 ani de zile el conține și abilități de componentă digitală, probabil că l-ați văzut dacă l-ați descărcat mai recent, și care are exact aceeași structură de a indexa competențele digitale pe aceste, să zicem, categorii foarte mari, cum erau indexate până acum limbile, da? Deci cu A, B, C și cu diferite niveluri care îți permit să poți să le identifici și să le integrezi. O companie daneză a dezvoltat un survey, un chestionar online de peste 50 de întrebări care exact acest lucru face, testează sau îți dă niște răspunsuri prin autoevaluare a competențelor tale digitale. Eu am completat unul așa foarte aleator ca să văd cât de corect poate să-mi dea rezultatele și la sfârșit îți dă aceste rezultate inclusiv cu indicații de unde ar trebui să lucrezi sau ce ar mai trebui să faci, care sunt lipsurile pe care tu le ai. Recent, în decembrie, Comisia Europeană a dat publicității unui alt document major care probabil că va fi implementat în bugetul și în strategia care începe acum, din 2020 până pentru următorii 10 ani și care se reunește atât competențele antreprenoriale,
cu competențele digitale și definește niște noi abilități, niște noi competențe care sunt cerute de către piața muncii și care vor face parte din pașaportul de liberă muncă la nivel european pentru toți cei care lucrează la nivel european. În educație există niște elemente foarte populare. Unul este selfie. Cei care sunt din învățământul preuniversitar știu de el. Există un adevărat program. În România au fost peste 50 de școli care au participat în selfie și care, de fapt, este o unealtă de autoevaluare instituțională sau de grup a abilităților și competențelor digitale și care, din nou, îți spune ce pot și unde pot să faci. La nivel de individ, este ceea ce se numește Digital Competencies for Educators. Și dacă îmi permiteți, am să stau foarte puțin aici. După cum vedeți, ele sunt reunite în șase mari arii și domenii. Se vede? Ecran. Care sunt definite în șase domenii foarte mari de dezvoltare, atât personală, cât și ca și abilități de educație sau de învățare, cât și până la urmă la ceea ce poți să faci ca să utilizezi toate datele pe care le am. Și toate aceste competențe sunt considerate deja competențe vitale pentru cei care lucrează în domeniul educației. Una dintre marile mele, să zicem așa, dorințe, este de a putea face educație pedagogică, de exemplu, sau instrucțională, bazându-te pe asta. Fiindcă a face educație pedagogică în secolul 21, bazându-te pe principii educaționale a anilor 50-60, chiar dacă să știți că foarte multe dintre aceste, să zicem, elemente de competențe digitale se bazează pe teoria lui Papert și a lui Sigmund Seyfried Papert, care spune clar, totul se construiește scaffolding, deci punând o bază și strat cu strat poți să construiești. Învățământul ingineresc este bazat pe acest principiu, la originile lui. Dar astea s-au adăugat foarte multe elemente noi, inclusiv Papert, care a murit acum recent, mai puțin de 2 ani. A schimbat complet teoria lui cu elementele de cultură digitală și cu tehnologie. Și acest lucru trebuie și noi să-l facem și să-l folosim, mai ales în pregătirea pedagogică a viitorilor cadre didactice și a celor care sunt acum în sistem. Aici este mult mai schematizat, să zicem, cele competențele digitale pentru educatori. Există câteva proiecte pe care am să le menționez, fiindcă puteți să folosiți uneltele lor, fiindcă toate aceste unelte sunt gratuite și integrate și publice. Este Digital Competence Development System, care este dedicat din nou tuturor, deci nu numai domeniului educațional, care conține un chestionar și mai multe alte elemente pentru a face evaluarea propria competențelor tale digitale. Și celălalt este un proiect care este dedicat învățământului primar și secundar, deci până la nivel de universitate și care are foarte multe cursuri, elemente, exemple și, să zicem așa, integrări în dedicate pentru educatori mai ales și care vor fi în curând și în limba română pentru că au promis că le vor traduce pe toate. La nivel european există de 2 ani de zile ceea ce se numește DigiEduHack. Au fost în octombrie 2019, doar 2 școli din România au făcut parte din DigiEduHack, care se întâmplă la nivel mondial, au câștigat niște echipe din Mexic și primesc 1000 de euro fiecare școală pentru a realiza un hackathon, deci o întâlnire de 2-3 zile în care se dezvoltă elemente cu ajutorul tehnologiei, dedicate pentru acea școală sau pentru acel sistem educațional. Eu sper să avem pentru noiembrie 2020, când va fi următoarea ediție, și ceva școli din Timișoara. Am încercat și în octombrie anul trecut să conving câteva școli să se înscrie. Trebuie scrisă școala și făcut adevărate activități. A fost, în schimb, o școală care a fost foarte bine privită din Gornești și încă o asociație din București care a reunit mai multe școli și care a făcut acest DigiEduHack. La nivel românesc există ceea ce se numește Digitaliada. Probabil că ați mai auzit la radio cel puțin reclamele cu Digitaliada. Este Fundația Orange care susține, până acum cred că au băgat undeva la vreo 5 milioane de euro, din câte știu eu, în acest
proiect cu foarte multe, sunt peste 2000 de școli la nivel național care au beneficiat. O să zic că din Timișoara a fost o singură, din zona Banatului, de fapt, inclusiv Arad și Reșița, a fost o singură școală implicată în Digitaliada, școala din sat chinez. Și atât, nimeni altcineva nu și-a exprimat dorința de a participa în Digitaliada, și, dar ceea ce este frumos este că toate elementele create de către școli sunt libere și sunt online și pot fi folosite de către absolut toată lumea. Ele arată așa, deci sunt cu elemente audio-video, sunt pentru toate domeniile, mai ales pentru matematică, cu GeoGebra s-au folosit, s-au făcut foarte multe exemple și foarte multe lucruri pe care le puteți folosi. Ce facem noi în Politehnică? Avem un e-campus unde veți găsi și această, aceste prezentări de astăzi vor fi parte și din un e-campus, în care este o platformă online liberă, deschisă, independentă de orice universitate. Noi o susținem și o finanțăm, ca să zicem așa, dar este disponibilă tuturor celorlalte universități de a putea prezenta materiale și informații acolo. Și bineînțeles avem campusul virtual al Universității Politehnică din Timișoara, care susține la ora actuală, ca să zic așa, adunate la un loc peste 3500 de cursuri din Politehnică. Aproape toate specializările de la master, foarte multe dintre specializările, integral cursurile de la specializările de la Facultatea de Automatică și Calculatoare și de la Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informaționale și câteva de la alte facultăți și, bineînțeles, învățământul la distanță. Tot ceea ce noi facem aici, suntem un grup de oameni care, vedeți, că au și pus la cale acest workshop, să știți că nu sunt numai eu, deci îmi place din ce în ce mai mult că echipa din jurul meu lucrează singură, fără supraveghere. Deci ăsta este visul oricui, să poți să crești și să ai oameni în jurul tău care să facă lucrurile fără să mai trebuiască să le mai spui sau să le ce. Ei mă întreabă deja de acum când facem în noiembrie următorul workshop și cum facem conferințele din vară care le avem și tot. Deci este foarte fain. Toată această echipă crede cu tărie în ceea ce noi am definit Open Lifelong Learning Student, pe care noi trebuie să-l putem crea sau să-l putem dezvolta aici, nu numai în Politehnica din Timișoara, ci în întreg sistemul universitar, care poate să învețe independent, digital, toată viața lui. Fiindcă așa vom învăța. Și nu numai pentru inginerie, în absolut toate domeniile de activitate, ceea ce ai învățat în cei 3-5 ani de școală, nu va mai fi probabil decât o mică parte la fel peste 10 ani. Sau măcar nu le vei mai aplica la fel și atunci trebuie să poți să-ți dezvolți aceste tehnologii și aceste abilități care să folosească tehnologia și pentru asta facem mai multe lucruri. Avem un proiect Digital Culture care a devenit foarte popular, pe care îl menționez aici, cu foarte mulți parteneri din Europa și în care dezvoltăm niște cursuri online, 13 cursuri online, care sunt de competențe digitale. Deci care vor fi în 6 limbi și care vor fi disponibile pentru toată lumea începând cu luna aprilie. Deci notați-vă acea adresă ca să puteți să vă înscrieți la ele când vor deveni disponibile. Ele sunt deja parțial integrate în platforma noastră de Unicampus, care este platforma noastră liberă. Iar la sfârșit introducem pentru România cel puțin o idee nouă pe care dorim să o introducem și cu acest workshop, capacitatea de a primi badge-uri, deci de a primi niște mici cusoane care se pot face cunoscute în sistemele de rețele sociale și care sunt de fapt un certificat digital pe care nu-l poți falsifica, fiindcă el conține în spatele, să zicem, un cod care dă legătura exactă cu entitatea care le liberează și care este una dintre politicile, fac parte din acțiunile pentru Europa digitală și care va presupune, există un grup de lucru la nivel european foarte mare care dorește ca în următorii 6 ani toate certificatele și diplomele, cel puțin cele universitare și postuniversitare eliberate de către instituțiile acreditate în Uniunea Europeană, să conțină și un certificat digital care să fie integrat într-o bază de date mare care deja este integrată și folosită. Ce facem noi cu acești studenți? Și astăzi o să-i și vedeți pe vreo 2 sau 3 dintre ei care vor veni și vor face chiar ei prezentările cu ce au lucrat și ceea ce au experiență ca să facă. Îi formăm pentru a realiza conținut liber, deci pentru a realiza resurse educaționale libere în diverse moduri și abilități, mai târziu despre asta. Ce trebuie ei să facă? Îi punem în grupuri, primesc un subiect
pe care noi îl definim, trebuie să caute să facă cercetare pe acel subiect, după aceea să-și aleagă uneltele și modul prin care ei vor realiza conținutul educațional despre acel subiect și după aceea fac evaluarea împreună cu colegii lor a ceea ce realizează ei și, bineînțeles, colegii lor. Aici am două capturi din două exemple, fiindcă păstrăm surpriza pentru mai târziu când veți vedea, prezentând chiar de către ei, cum realizează acest lucru. Noi evaluăm, bineînțeles, experiența lor în a realiza resurse educaționale deschise și față de 2018 vreau să vă atrag atenția asupra două lucruri. După cum vedeți, ei apreciază foarte mult că aceste lucruri i-au ajutat să învețe lucruri noi. Deci primesc o sarcină și aproape zero ajutor din partea noastră, fiindcă noi chiar vrem să învățăm să fie independență, poate să ia decizii. Trebuie să se împotmolească rău de tot ca să-i putem ajuta. Deci chiar rău de tot. Deci în rest, noi numai le zicem că ei trebuie să găsească soluții. Eventual, trimitem așa un e-mail cu niște link-uri de unde pot să mai citească cum se fac anumite lucruri ca să poată să învețe singur. Dar nu facem nimic ca să-i ajutăm. Pentru că eu de aproape 10 ani cred cu tărie că sistemul educațional, și nu mă refer numai în România, că aproape peste tot e la fel, mai puțin prin America și prin Japonia, așa, cocoloșește tinerii ca să obțină rezultate cât mai bune, fiindcă depinzi de rata de absolvenți, de rata care trece dintr-un an la altul, tu dorești să ai performanță cu ei. Tu vrei ca tot să poată să facă. Și atunci ai cocoloșești, le dai mură în gură, ca să zicem pe românește, foarte multe informații și foarte multe date, iar ei se trezesc după aia în industrie în care nimeni nu mai vrea să facă lucrul acesta cu ei și trebuie să poată să gândească singur și să ia decizii singure, uneori chiar imediate, sau să știe de unde să învețe ceva. Și n-au cum, că n-au nici măcar abilitățile, fiindcă noi 16 ani de zile sau ceva de genul ăsta nu mai am pus așa, le-am dat mură în gură ce trebuie să facă ca să poată să obțină acel rezultat. Și o adevărată teorie care zice că nu-i bine asta. Bun, am de-am depășit timpul. Diferența față de anul trecut este că ei deja s-au învățat că trebuie să facă lucrurile astea și nu le mai consideră chiar așa de grele, ceea ce pentru noi este cel mai îmbucurător lucru. Un alt proiect pe care îl facem de 11 ani, îl fac împreună cu Universitatea din Boston și în care punem studenți români cu studenți americani să dezvolte împreună o unealtă sau un element. Acum mai nou, i-am pus să lucreze foarte mult în VR și în AR și au făcut aceste paralele între Timișoara și Boston între, la nivel cultural și turistic și care le puteți vedea online destul de mult. Toate acestea s-au încadrat, să zicem așa, în conceptul pe care noi îl avem de a promova acest tip de învățământ care creează noul student. Studentul care poate să învețe singur, într-un mediu liber, deschis și poate să producă cunoaștere. Unul colegii mei vă vor vorbi mai multe despre un alt proiect de suflet, despre Sport la Heritage Timișoara și mai ales despre partea de AR și de realitate augmentată și virtuală din el, dar eu vreau doar să vă spun că și în acest proiect s-au implicat foarte mulți tineri. S-au implicat tineri de liceu care au fost ghizi, atât fizici cât și ghizi digitali pentru această unealtă de descoperire a patrimoniului cultural și istoric al Timișoarei. Am făcut-o pentru cartierul Iosefin. La acel link spotlighttimisoara.eu găsiți și aplicația mobilă și tot. Colegul meu, Silviu Verbă, va vorbi mai mult despre aceasta. Și doresc să vă invit să mai trimiteți lucrări, fiindcă sunteți foarte mulți profesori aici, din mediul educațional. Am obținut o rată foarte bună de preț pentru conferința Eden, pe care ne organizăm aici în Timișoara și sper să văd cât mai mulți dintre dumneavoastră participând la această conferință. Avem niște speaker de top, atât pe zona de date analitice, vine Martin Dogiamas, care este creatorul și CEO-ul Moodle și participă în întregime la manifestări. Încercăm să aducem pe cineva care creează roboți la MIT și să prezinte despre acest lucru. Datele mele de contact, dar care sunt deja cunoscute, vă mulțumesc!